De ce? Care este motivul pentru care mă încătușați, domnule? De șmecher. Oprește drept mașina. Încătușați-mă. Vă oprește-mă mașina. Gata, mă, frate, nu mai țipa, te rog, e frumos. Re, băi, ce bine m-am găsit la un nou episod după acest capăt, un episod din seria de 5M, n-am mai filmat de foarte mult timp 5M și dacă vreți să continuăm seria asta de Sampiras, dacă vreți să continuăm seria asta de GTA 5 5M sau Rage Multiplayer, nu uitați să bubuiți butonul de like. Că am deschis inventarul pe aici. Bă, cum le închid? Aha. Aha, nu mai știu să închid inventarul, lasă. A, ba, da, ba, da, stați, aruncă, nu știu ce, bla, bla, cantitate, folosește, aruncă. Nu mai știu să mai închid inventarul, băieți. I? Pe ce tasta se deschide și se închide inventarul? Nu, nu e din capa. Bă, nu mai... Lasă-l, frate, aici, că nu mă deranjează cu nimic. Doar că nu mai merge cursorul. Bă, cum dracu închid, mă, inventarul ăsta, că mă enervează? Trebuie să fie o tastă ceva pe care am apăsat-o caratată când am dat cu... Pum, nu-n tastatură. Nu, stați așa că... A, gata! Nu știu pe ce am apăsat, de în regulă. Bun. Avem skin-ul ăsta de gras infect care seamănă leit cu mine. Deci scund, nasul mare, chel boss, burtoiu. Iese în evidență maximă. Bă, exact eu, deci n-am ce să zic. Eu n-am gușa chiar așa, dar în rest așa sunt și eu, gras infect. Și vă cam frame drop-uri, nu știu care e șmecheria, dar sper să fie ok. Am câte FPS-uri, 180 de FPS-uri. Bun, owned. Hai să ne spawnăm un bolid, o să vă arăt ce bolid special ne spawnăm. Băieții au băgat special pentru mine Infernus cu numerele IA și 27NRC, exact ce numere am eu. Dar nu orice Infernus, nu Infernusul de pe GTA 5, Infernusul de pe Samp, ia auziți-l. Se aude și bombă rău de tot, arată și crimă, mă simt și special așa că am infus ăsta de Sampist scordit. Dar în episodul de astăzi nu o să fie vorba de... Nu o să vorbim prea mult de bolizii pe care i-am. În schimb o să vorbim de serverul de 5M și voi o să ziceți: bă, ce dracu serverul de 5M zici tu, mă, acolo, răducule, că tu ai server de Rage și de Samp. Sau vrei să-ți deschizi server de Rage și ai deja server de Samp. Bă, vedeți că 5M în ultima perioadă a evoluat așa puțin și mă cam tentează. De ce zic asta? Pentru că am văzut că sunt servere cu peste 500 de jucători și mi-a explicat Vlad: băi, de voi v-am zis că suntem pe Fantasy România Roleplay? Nu, aveți serverul în descriere, este serverul lui Vlăduț. Și tot Vlăduț mi-a zis că, bă, răducule, vezi că acum ce că se poate face ceva, nu mai țin minte exact cum mi-a zis, dar vă zic în mare parte, sper să nu mă încăcat. Că vezi că se poate face acum cu ceva virtual world sau pot intra mai mulți jucători și duc serverele de 5M mult mai bine acum și e mult mai mișto. Bă, și mă gândeam, bă, ce-ar fi, băieți, să deschidem noi un server de Rage, să meargă tot ok, să fie bine, o perioadă, îl ținem frumos, o să fie gen Samp pe GTA 5 și să ne deschidem mai apoi, nu știu, prin vară, toamnă, avem noi timp, nu e problemă, și un server de 5M care o să fie doar roleplay. Nu știu, mi se pare o idee destul de bună, mai ales că 5M-ul e mult, mult, mult mai cunoscut în România față de Rage Multiplayer, dar este mai prost optimizat, din câte pot simți chiar eu și din câte am auzit și lucruri de genul ăsta. În schimb, vedeți că băieții pe 5M, v-am zis, au evoluat super bine și o să vă arăt imediat despre ce vorba. V-am zis că dacă vreți să continuăm seria, trebuie să bubuiți butonul, v-am zis că am dat caratardatul cu bună tastatură. Bun, deci... Hai să vă zic o chestie ce mi-a venit mie în cap și să înțelegeți, pardon, că am dat pe un microfon, și să înțelegeți și de ce fac aceste videoclipuri cu 5M. Vreau să ciordez sisteme de 5M la propriu, să le fur de pe 5M și să le băgăm pe Rage. Dar hai să vedeți care e faza cu 5M-ul care mi-a prins acolo un beculeț. Deci, după cum vedeți, am apăsat SK și avem harta, în afara faptului că putem copia niște iconițe de la băieți, pentru că sunt basic și o să avem nevoie de ele, avem joc. Joc, avem quit game clasic, înțelegeți despre ce e vorba? Avem informații, băieți. Aici la informații noi putem băga pe Rage regulamentul serverului sau chestii de genul ăsta. Să nu mai intrați voi pe forum sau... Bine, să fie două alternative, să-l aveți și aici, să-l aveți și pe forum. Sau dacă o să avem forum sau pe panel sau ce dracu o să avem noi. Și să avem aici informații, uite, dacă faci deathmatch să primești DM nu știu câte minute. Și dacă te interesează faza cu deathmatch, să ai și un buton de search să cauți DM, știi? Să te gândești, bă, oare merită să fac DM și să stau la gel 10 minute? Adică, să fim serioși, nu toată lumea știe regulamentul cap-coadă. Nici eu nu știu, nimeni de pe serverul ăla, de pe Samp sau de pe alt server, nu o să știe niciun regulament cap-coadă 100% late.
Pentru că e greu să reții, dă un pușca mea de treabă, suntem oameni, greșim. Eu care am serverul de SAM și care regulamentul a fost gândit la baza lui în proporție de, nu știu, 70-75% de mie, eu acum nu știu dacă știu 10% din regulamentul respectiv, adică să fim serioși. Bine, eu sunt și prost ca memorie proastă, dar asta e partea a doua. Deci, putem avea chestia asta cu informații sau regulament sau regulament facțiuni, regulament, o grămadă de chestii. După aia putem avea statistici, aici poți ai gen stats. Câte RP-uri ai, câte ore, câte RP-uri mai trebuie să dai by level, ce mașini ai, ce, nu știu ce, nu știu. Mi se pare o idee super bună să ne folosim de meniul ăsta. Să avem setări, bine, astea sunt setările clasice, galerie să avem, pentru că, nu știu, aici o să ai foldere separate, poze LSPD, poze raport LSPD, poze cu răduc, poze cu maimuța, poze cu coaiele, poze cu ce vreți voi. Și să mai avem încă o chestie care mi s-ar părea genială, nu știu, nu sunt convins 100% că se poate face așa ceva, dar mi s-ar părea super, super mișto să ai panelul în ESC. Ziceți voi că n-ar fi bombă, să ai panelul efectiv în browser, dar să ai și panelul aici în ESC. Pentru că eu cred că poți să accesezi browserul din partea asta, din meniul ăsta. Și dacă vrei să faci poză cu post cuiva, iei poza din galerie și faci post direct de pe joc. Nu mai bagi joc în bară, nu mai pierzi timp. Răspunsul o să-l primești în formă de mail când apare. E totul mult mai simplu. Să-mi ziceți ce idee aveți, sper să nu se fure între timp. Dar mie mi se pare bombă rău de tot toată faza asta. Eu chiar vreau să muncim mult de tot la serverul ăla de rage. Și dacă tot o să fie ok cu serverul de rage, o să meargă bine. Deschidem și de 5M, pentru că știu că sunt unele persoane care efectiv sunt topite după 5M, după roleplay în general, nu neapărat după 5M. Bun, hai să mergem cu grăsuțul ăsta, deși a transpirat nebunul, am alergat puțin și a transpirat, hai să mergem să ne luăm și noi un job. Dar unde e selectorul de joburi? Cred că la intrare aici, a? Da, civil Uber, Uber ne interesează. Ne-am făcut Uber și acum trebuie să așteptăm... Trebuie să așteptăm un apel, cred. Hai să ne suim și în bolid. Mergem să și reparăm bolidul. Mergem să-i dăm și puțin în pizdulice să vedem cât se duce. Că-s curios de tot ce top speed are info. A început și maneaua, n-am ascultat niciun manele. I-am dat și music off, nu știu care e șmecheria. Ia să vedem unde e un tuning. Uite asta, cred că e cel mai apropiat tuning. Dăm noi. Și după aia cred că mergem să facem și noi niște manevre, că nu prea avem bani, avem vreo 500 de, 505 milioane cash așa. Și n-ar strica să mai jăgmănim niște băieți. Să-i mai, să le mai tragem niște cașcaval. Uite că au băieții turf-uri, uite. Te afli în turf-ul cucerit de facțiunea Grove Street. Bă, da, dacă muncești mult la un server, indiferent de ce serverie, poate să arate super, super mișto. De ce am coborât din mașină, ce ratat sunt? E în funcție de cât de mult efort de pui, cât te implici și toate chestiile astea. Așa e și pe Samp, așa e și pe Rage, așa e și peste tot, efectiv. În legătură cu serverul de Rage, pentru că m-ați întrebat, bă, serverul a mai evoluat așa, dar încă mai avem mult de muncă. Probabil mai stăm o câteva zile și îl băgăm beta, după care băgăm forță, forță, forță și vedem cum o să fie lucrurile și îl deschidem. Spoiler, nu vreau, vreau să-i punem niște jante. Astea sunt jantele lui stock, nu-mi plac deloc, sunt urâte rău de tot. Sau hai să-i punem și noi niște upgrade-uri, că și așa avem foarte mulți bani. Brakes, punem frâne de curse, roof nu ne interesează, fenders, hood, grill, exhaust, hai să-i punem o evacuare, a evacuarea stock. Scar, spoiler, transmisie, horn, nu, suspensie, lăsăm puțin. Bă, că nu se modifică, cred că e un mod mai vechi sau nu știu care faza. Pune și armură, să fie tank. Turbo, clar, băgăm aici turbo, engine, ne dăm engine block, cam engine tunes. Ne băgăm AMS upgrade level 4. Numerele le las, pentru că sunt IH 27 NRC, hidraulice lăsăm. Levier, lights, spray, wheels, hai să vedem, wheel type, sport, stock, a, astea sunt stock, sunt urâte. A, nici nu se modifică după cum vedeți, am înțeles, deci mașina asta nu poate fi foarte tunabilă. Windows, mă lasă să le pun? Nu mă lasă, bun, nu mai stăm să mai tunăm că aruncăm banii de pomană. Uitați ce mișto arată acolo OLX jos, sunt gen AD-urile de pe SAMP. Chiar arată destul de interesant, dar mie că încarcă ecranul destul de mult. Nici n-am ieșit bine cu bolidul din tuning, că deja mi s-a pârlit la loc. Hai să-i dăm puțin în pizdurici și să vedem ce top speed are, după care mergem să jăgmănim pe cineva. Nu știu să-i dau. Pe auto, uite că avem autostradă aici. Aici și aia aproape. O să urcăm pe contrasens să nu pierdem timp. Eu zic că se duce în 253. Maxim 253. Hai că am luat-o de marut. După cum pleacă mașina, e tracțiune spate 253. Vă jur că n-am dat niciodată top speed cu ea, am încercat să mă mai joc, dar nu i-am rupt gurița.
Nu cred că se duce în 253. E putoare, ce ai? Nu știu la ce m-am gândit eu cu 253-ul ăla. Nici nu știu dacă ia 200, ia. Cât are în bord? 220, nu ia bordul, tigaia asta. Are 9000 de ture, uite, 200... 200, că era vale și bătea vântul și nu știu ce. Dar pârjoală rău de tot fără Caterinca. Adrian, îmi dai și mie de pe la showroom, te rog. Mara așa, Sorin Bontea oficial îl cheamă. Hai să-i jecmănim de bani, haideți băieți, să-i rupem puțin pe băieți de cașcaval. Mergem la dealership. Hap, ne punem checkpoint, trebuie să ne despawnăm mașina, să ne spawnăm. Bă, hai să spargem niște bani totuși. Păi nu se poate așa să stăm noi pe uscați, avem atâta cașcaval și să nu spargem noi niște bănuți acolo. Ce pușca mea, 500 de milioane totuși băieți. 500 de milioane sunt 500 de milioane. Ia uite ce rău am luat-o. Fai, turbez. Oare nu pot să fac? Hai că eu mă crepesam pe aici. Să fac eu scheme de astea. Nu pot să sar? Ia să sărim noi aici, băi. Ce pușca mea. Bun, ne-am dus aici. Tigaia noastră e puțin pe ducă, dar nu contează. Hai să ieșim așa. În cap. Perfect. Am fentat și stâlpul ăla n-a căzut pe noi. Dăm un DV să ne despawnăm mașina și ne spawnăm, nu știu, un bolid așa impunător, un urus ceva, un tank. Dacă nu ne spawnăm cea mai scumpă mașină, dacă nici atunci nu o să fim suficient de impunător, nu știu. Ia uite pe băieți, ia. Hai să iau tare din prima. Saru bă, sărăciilor. Hai noroc. Ce vrei, mă? Nu că ce vrei. Hai noroc. E grasule, grasule. Ia că vin băieții după mine. Vezi să nu te rupă. Băi, vorbește-mă frumos. Dacă îmi dau cămașa jos și ți-arăt abdomenul, ai beli, pula, se udă, mă, da, ta. Da, da, tu n-ai pătrățile, ai o singură pătrățică. Ia-și bă, joc băieții de mine, râd de mine. Adevărat, nu vreau o mașină. Nu ce bate, mașină? Nu troncă-ne. Trage de rupe, zici că e tractor. Dar tu vizi mașinca aia așa puțin față de samsar. Bă, și bosule, pe și permis puțin... Aute, grăsuțule. E în pachet de fabrică, tot ce mamă, trebuie. Mamă, BMW-ul! Bă, și bosule, preieși BMW. Și permis puțin ocă? Bă, du-te, bă, băiatule, de aici n-ai treabă, du-te, bă, de aici. Bă, frate, dar tu te ocupi bosule cu vânzare de mașini? Cât de ești cât samsar? Asta, e mai mult. A, de cât asta, așa am înțeles, ce e hobby. Seria 4, boss. Bosule. Nu bate, dar după față, bronte, după față pare puțin țepar așa, pare că dai țece tu. Bă, bă, și nu, și dau țepe. M-a prins, hai că am plecat. Da, da, da. M-am plecat că m-a deci, prins. Deci cum facem grăsuțurile? Dai un test drive cu ea. Hai că... Dacă mă plătești de... să mă urc în tigaia aia, mă mai gândesc. Hai, dimă, hai că te plătesc, hai. Hai sus. Am eu R7 de muzară. Du-te, bă, da, ești cu R7-le tău. Zic că vreau să-mi iau. Băi, frate, ia arată și mie interiorul la BMW-ul ăsta, mă, să văd. Ia, că e nicio ordește, nu știu ce face cu el. O un... Hai să ne spawnăm și noi ceva, să se sperie băieții puțin. Nu stăm cu sărăcii de astea, că n-am ce face, ia. Aolo. Bă, săracilor. Ia uite cum i-am întors BMW-ul, așa se face, băieți. Da, ce draci are pe ea, fără canterincă. Gras, gras, da, mi-am bătut joc de tiga aia de BMW. Bune, bune, mi-a întors mașina, bă, mi-a rupt curul sus. Hai, dă-i drumul de aici. Aute și pe animalul ăla. Dă-i drumul cu tigaia ta, dacă aveai Audi, eram prieten. Cu tigaia aia ordinară n-ai ce discuta. Păi ce, bă, asta e mașină, mă. Ce e tigaia asta? Băi, ăsta e... cu Audi-ul, ia de mai în față. Asta e robă, dă-i pus tu motor, bă, grăsuțule. Hai să ne spawnăm puțin, să ne luăm o mașină bombă. S-au prins băieții că sunt eu, dar mi-am pus și care tardat. Bă, prost m-am și eu câteodată, fără Caterinca. Nu vreau, mulțumesc. Bă, fără Caterinca, cum bă să-mi pun... Grasului, cam de toate. Nu vreau, bro, mersi. Bă, cum să-mi pun numele Răducă? Poate după voce nu-și dădeau seama chiar toți. A, m-am speriat, nu știam ce se întâmplă. Ferrari, altele, hai să vedem ceva, o mașină bombă road. Ia uite. Maserati, Levante, Lexus, 6 milioane. A, dar 150 ăsta, mă, câți avem 500. GTX. Îl avem pe ăsta? GTA? A, ba da, cred, îl avem. Bă, o mașină mai scumpă așa ca să... Să sărăcim și noi. Nu există. Că parcă-s prea ieftine toate astea. Audi. N-au băgat și un Audi nou? Scumpicel așa? 9 milioane. R7 2020 și se mișcă. Bai de morții de tigaie să mă bată tata. Nu mi-aș cumpăra niciodată. Bine. În real life R7-le. Haide. Nu știu ce aș alege în real life.
între un Urus și un RS7 2021. Urus nu trebuie să fie neapărat 2021, 2018 e bun, 2019. Ia lăsați-mi în secțiunea de comentarii, Urus 2019 sau Audi RS7 2021. Nu știu, eu sunt drăgostit de amândouă, bă frate, nu știu dacă aș putea să aleg. Cred că RS7-ul ăla arată genial, se conduce genial și se conduce genial, parcă are tata vreo 17 în garaj și am testat. Nu știu, dar mi se pare prea genială mașina aia. Da, și Urusul cu aia, totuși e Lambo și arată și super bine, se audă și bombă, e și SUV. Bă, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, sunt în dubii rău de tot. Dacă aveți vreun Urus sau vreun RS7 care stă pe dreapta într-un garaj și vreți să mi-l dați mie, așa alegeri vreo 2-3 luni, eu le aștept. Volkswagen, Toyota, na, nu știu ce mașină se numește, vreau să-mi iau ceva scump. Muscle car, nu-mi plac muscle car-urile. Așa. Bă, acum n-am un buton de back. Bă, cred că avem prea mulți bani de ne permitem. Lowrider, Ford, BMW, nici nu vreau să deschid. Motociclete, Nissan. Hai la altele, să ne uităm aici ce au mai băgat. Maserati, hai să le numim SUV-ul ăsta. La Maserati. Deși nu cred că e combinație. 150 de milioane. Da, l-avem, l-avem cu hentai-urile alea pe el. Da, da, da. GTX-ul ăsta l-avem. Hai să luăm Maserati-ul ăsta. Cumpăr. Să vedem ce zice, să vedem cum arată. Cred că mi-l dă grimat din fabrică. E stock grimat. Bă, stați că mi-a venit o idee. Cum ar fi atunci când cumperi o mașină să dai bani în plus, să-i pui dotări? Mamă, să facem asta pe Ray sau pe Sam, de ce nu? Bă, vezi că n-ar fi o idee rea, dar ce dotări? Gen viteză mai mare, asta pe Rage. Viteză mai mare, gen câțiva cai în plus. Mă, ce șante urâte are. În care s-au făcut numai dezvăluiri. Nu știam ce se aude, bă, ce dezvăluiri zice ăla. Bă, mi-a luat țeacă și cu Maserati-ul ăsta. Bă, nu mai tigăi, abia trag să mă bată tata. Uite ce greu prin suta. Păi ăsta Maserati-ul ăsta? Nu frânea! Băieți, nu! Nu frânează, mă jur. Pleacă și greu tare, e și 4x4 ea. Da, e 4x4. Bun, deci fiți atenți. 0-100 cu launch control, da? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am 8 secunde, dracu, gata, prinde audio meu cu 190 de cai. Nu știu, mi se pare purjoală mașina de unde văd că nu mai vreau să mai merg cu tigăi de astea. Ia să ne spawnăm noi mașina aia, culdușeala aia de 150 de mili. Unde? Aici, uite ce a sărit ăla. Ia uzi, iar. Vrei Lamborghini-ul ăla de mozargă al lui prietenul meu? Lamborghini? Da, Lamborghini. Lamborghini Aracan sau Lamborghini Ursus? E Aventador. Doamne, băi, ești disperat, bă, băiatul. Unde, hai să vedem. Dacă vrei Aventador. Infernus. Bă, săracilor, dar cât îmi dați pe mașina asta? Îți dau eu, nu știu. Să nu-i cade roata, domne. Să nu-i cade roata. Ce se cadă în roata, nebunule, că cumpăr tot serverul cu mașina asta. 30 de milioane, bun? Ce 30 de milioane? Îmi dai 3 miliarde și Instagramul lui Sorta. Na bine, na hai. Hai să fac și un test drive. Aaaa, grești. Vrei să dăm un test drive? Hai, dă g. Hai că dă g, că nu este g. Vezi că nu te auzi, reduc. Nu mă auzi tu, bro. Hai. Salut, băieți. Salut, salut. Ia zi-mă, frate, cât ești dispus să dai pe acest bolid? Nu știu. Fă-mi un preț corect. Nu știu, să zic. Că vei, că eu nu știu cât costă mașina asta. Bă, frate, e unicată, na. Nu mai există niciuna pe server. Asta e fără catering, că e unică. Mama. Perezi puțin limba chineză? Da. Să mor tu, găgăi, și redu, bă, mă uit la toate videoclipurile tale. M-am uitat la videoclip, că când ai jebuit tu, abonați și copilul ăla de 8 ani. Da, nu știu, nu știu la ce te referi. Nu știu la ce te referi. Păi, dar nu vorbim că? Credeam că vorbim că. Că lasă-mă referiți în limba chineză. Ce înseamnă că? Poți să le lași, lasă-mă referit în limba chineză. Da, am înțeles, dar ce înseamnă o că? Limba chineză, adică. E da, așa, frate, așa, dar ce înseamnă așa o că? Eu nu știu de astea. Înseamnă ca. Glumesc. Și cum, nu știu cum să zic.
Dar ce răduc? Ce ziceai tu acolo? Că nu știu ce zici. Caută-l pe YouTube acolo, scrie răduc. E super șmecher. Da? Fac acolo pe telefon, răduc. Mamă, ia uzi. Dar cine e băiatul ăsta? E un băiat super tare. Ah, am înțeles. Bă, tu ce vrei, mă, cu tigaia ta? Marș, mă, de aici. E prietenul meu, lasă. Ah, am înțeles. Bine, frate. Bă, hai să scăpăm de ăștia, vreau să-l jefuiesc. Dacă tot dracu, ce dracu? Nu-mi respect eu abonații, hai să-l chilim de bani. Dar fără, Caterinca, vrei mașina asta? Fiți atenți, clasica țeapă de pe Sam. E unică, bro, zici că dai 30 de milioane, hai că ești abonatul meu, cu 20 te omping, vrei? Ești în cătușa, bossule? Bossule, ești încătușat. Ce încătușat, mă? Stai dreacu potolit acolo. Bossule, ești încătușat. De ce? Care este motivul pentru care mă încătușați, domnule? Oprește-mă mașina. Gata, mă, frate, nu mai țipa, te rog eu frumos. Oprește-mă mașina. Bă, oprește-mă mașina. Te rog eu, bă, frate, te rog. Cu cătușile la mâini. Chiar mă, tu cum ai pus cătușele? Ce? Bă. Da, tu cum conduci, mă, cu cătușele? Da, de ce mi-ai pus, mă, de cătușele? Ele-i șmecher cu aia, 12 ani are. Cu cine vorbește, mă, băiatul ăsta? Bă, ia gata, mă, unde te trezești aici? Bă, ce comentezi, mă, tata? Hai, găs la cătușele, ce? Am arme. E de treabă. Hai, gata, fără Caterinca. Ia, îl bag pe când să-mi bag pula, îl jefuiesc și îi dau și trei gloanțe în cap. Îți dă prietenul meu Lamborghini-ul și ăsta și mai dai tu. Și îți mai dai, cât costă mașina asta normal? Nu mă la... Asta nu știu, e unicată. Nu mă lasă să scot arma, coaie! Unicată? Bă, frate... Stai. Nu merge, mă, coaie. Trebuie să vin să-i dau un pumn. Ia. Ia, mă. Cine e, mă, grasul acum, a? Bă, ia, hai să batem. Mă bate dracu' ăsta, fără Caterinca. Bă, grasul ăsta nu dă nimic, futut. Trebuie să mergem la sală, băieți. Am dat și am fugit. Fiți atenți și manevării facă, dă prostul cu pumnul în stâlp. Poate-mi fur mașina, futus copiii, mătii. Bă, dai, mă, drumul din mașina mea. Ia, stai, mă, ce vrei. Acum. Bă, prost e grasul ăsta, mă, fără Caterinca. Dai, dracu, potolit acolo. Copile, ți-am futut una, ai murit. A murit? Îți fut un pumn în cap și se amestecă visele. Ia. Ce lău, mă? E cu cineva acolo că vorbește, că se aude. Sau e cu cineva pe Discord. Bă, nu moare dracu' ăsta, bă, se mă și ferește. Eu te mă... Bă, coaie, mă bate. Futu-ți grasul. Futu-ți grasul. Nu mai dau. Dacă mai dai, dau și eu. Bă, știi ceva? Colegul. Uite și pe ăsta. Colegul. Hai, ieși în pușca mea. Fac o manevră și las vârf pe ăsta, chiar dacă mor nu contează. Pa, piciorul. Tu te puiule să nu te mai văd. Băieții, că am avut cu acest episod, nu știu de ce nu merge să scot armele. Voiam să iau arma, știu că nu e voie. Dar știți că eu sunt mai retardat de obicei. Vreau să iau arma, să-i fut 2-3 gloanțe în cap, să-l potolesc pe pruncul ăsta. Glumesc, frate, dacă te uiți la video ăsta, să știi că... Nu coboară, băieți, nu coboară. El coboară când nu trebuie. Ia. Nu știu cu cine vorbește, dracu. Zi-mi, te rog, că merge să scot arma, să-i dau acum, te rog. Bă, gras prost, bă, nu scoate arma aia. Dar unde e asta? Bun, în fine, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Oare merge să-l calc pe cap acum dacă se suie pe bolohanii ăștia? Ia, băieți, ia! Pumnul suprem, băieți! Pumnul suprem! Omoară-l! Fuge! Mă bate dracu' ăsta, fără Caterinca. E sprinte, nu mă, împletosul. Tu zgura, mă, mătii. Dă-te în gâții.
Bun, bă, fratele, mersi că v-ați uitat Fantasy România Roleplay, facem server curând, rage multiplayer, sambicu, tutoriale, tot ce vreți voi, dați-i follow pe Insta, pe fratele, are.